Sunt revoltați nu doar pentru că le-a fost tăiată pensia, ci și pentru că le lipsesc ani de zile de muncă. Totul a fost șters cu buretele, mai puțin supărarea pensionarilor militari, care sunt dispuși să-și recâștige drepturile în instanță. Li s-a oprit din pensie și nu li s-a oprit puțin, cel puțin de la 8 milioane în sus. Sunt oameni bolnavi, ofițieri bolnavi, familii bolnave și nu era momentul la ora actuală să procedeze Ministerul Apărării Naționale în această situație. Din 3.029 a venit 1.990. Și după contestație, următorul pas care va fi? Păi depinde de ce vor hotărâ tovară și de sus, că eu tot tovară le zic de dreacu. Adică, veți da? Merge până la capăt, veți ieși și în stradă, veți protesta? Nu, scandal nu voi face ca la Constanța, că țin prea mult la demnitatea și onoarea de militar. Decizia eu deja am contestat-o și aștept răspunsul ca pe urmă să putem acționa în instanță. Nu vom rămâne să acceptăm tot ce vrea actualul președinte. Foștii militari se simt umiliți și au slujit țara jumătate din viață, iar acum aproape jumătate din pensie le este luată. Păi e dezonorantă și prin faptul că pe decizia care a venit nu mai scrie grad, nu mai scrie nimic, ace domnului Tolea. Ca și când aș fi ultimul sondor. Sau miner. Bine că eu am lucrat și în mină. În mină mie mi-a plăcut. Dacă situația nu se va rezolva în România, pensionarii sunt hotărâți să meargă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.